Iubită familie Lazurcă, stimați frați și surori, suntem alături de dumneavoastră în această grea încercare care a venit deodată peste noi, oamenii, dar nu l-a surprins pe Dumnezeu, deoarece zilele noastre sunt numărate de El, înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Pentru comunitatea regională Pentecostală Suceava, plecarea acasă a fratelui Filon înseamnă o pierdere. Un coleg cu frică de Dumnezeu, un om al rugăciunii, un păstor pe care Domnul l-a chemat în slujire momente grele pentru Biserica Emanuel din Burdujeni, dar care prin echilibrul său, calmul cu care a stat în fața furtunilor și spiritul său pastoral a reușit să scrie împreună cu Biserica o filă frumoasă de istorie. Din 2002, alături de ceilalți colegi în cadrul Comitetului Comunității Regionale Pentecostale, același echilibru, atitudine pacifistă și teamă de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor în Isaia, în capitolul 57, versul 1 și 2. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia seama că din pricina răutății este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui, cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Noi știm că fratele Filon este plecat acasă. Spuneam atunci când fratele Cornel Bârsan a plecat, că dacă auziți că am plecat așa deodată de pe picioare, înseamnă că Dumnezeu mi-a făcut un hatâr și mi-a ascultat rugăciunea. Pentru un om activ, pentru un om care a slujit, pentru un om învățat cu oamenii și cu slujirea, nu este pedeapsă mai mare decât să vrei să faci și să simți că ușor, ușor, anii, neputința, spune cuvântul. Și cred că este un har deosebit din partea Domnului atunci când ești pregătit să pleci acasă să te odihnești înainte cu Domnul. Eu mă rog ca Domnul să mângâie familia îndoliată, ca Domnul să mângâie biserica, ca Domnul să mângâie pe fiecare dintre noi, ținând cont de timpurile pe care le parcurgem, ținând cont de greutățile slujirii, atât din casă cât și de afară. Este un har să știi că ți-ai sfârșit alergarea și te duci acasă la Domnul. Noi am rămas să continuăm lucrarea. Oamenii de bine se duc, Dumnezeu îi cheamă acasă conform planului său să se odihnească. Ne așteaptă pe fiecare dintre noi, care la rândul nostru vom merge și noi, dar aș vrea ca Dumnezeu să ne dea puterea să învățăm din lucrul acesta. Cuvântul Domnului vine ca un cuvânt de mânghiere. El intră în pace în groapa lui. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Noi ne construim toată viața un culcuș, un loc pe care Dumnezeu ne l-a pregătit și noi lucrăm în vederea răsplătirii. Dar vine vremea când toate acestea se vor sfârși și vom merge cu toți acasă la Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânte. Mă rog ca Domnul să binecuvânte familia îndoliată, pe sora, copiii. Dumnezeu să binecuvânte biserica și să înțelegem că prin ceea ce a fost fratele nostru, prin lucrarea pe care a făcut-o, amintirea lui rămâne vie până în ziua întâlnirii acasă la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să umple golul acesta și să aducă atât pentru familie, cât și pentru Biserica Emanuel vremuri de înviorare. Ca și președinte al Comunității Pentecostale Regionale Suceava, regret pe de o parte această pierdere. Mă bucur că vitejii Domnului ajung acasă pe de altă parte și aștept clipa când rânduri, rânduri, oameni din toate timpurile, din toate locurile, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Dumnezeu să vă mângâie pe toți. Amin. Vestea plecării la Domnul a fratelui păstor Filon ne-a întristat pe toți, dar și totodată ne-a chemat la o cercetare mai adâncă a vieții fiecăruia dintre noi. Cu această tristă ocazie pentru familia Lazurca, în numele Bisericii Pentecostale din Grănicești,
transmitem sincere condoleanțe familiei și rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe sora Silvia, copiii și toată familia. Chiar dacă este dureros pentru familie și pentru Biserica Emanuel, dar știm că fratele Filon este la un loc pentru care s-a luptat, s-a străduit, din toate puterile să placă celui ce l-a chemat la slujire. Suntem siguri căci Dumnezeu este acela care îi va răsplăti toată osteneala și va binecuvânta în continuare lucrarea Domnului din Biserica Emanuel. Dumnezeu să binecuvinteze familia, biserica și pe noi toți să luptăm lupta cea bună pentru a căpăta cununa care ne este pregătită și promisă de Domnul Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. L-am cunoscut pe Filon de mult timp. Și în vremuri, din vremuri mai bune pentru biserica din Burdujeni și din vremuri mai puțin bune. Totdeauna am apreciat și am admirat la el faptul că, ca iubitor de Dumnezeu, a iubit oamenii și a vrut să fie de folos lucrării lui Dumnezeu. Mi-a fost un frate drag, un prieten bun. Regret că a plecat atât de repede. Aș vrea însă să încurajez familia și să o rog, în vremurile acestea complicate, triste, să poată să fie recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că a avut sora un soț bun, un soț deosebit, copiii, un tată bun, un tată deosebit. Și tare mult mi-aș dori ca, în general, Biserica din Burdujeni să poată, prin membrii ei, să înalțe spre Dumnezeu o rugăciune de recunoștință și de mulțumire, pentru că prin Filon a avut un pastor bun, un pastor deosebit. E dificil. E dificil pentru cei care rămân. E trist. E trist și pentru noi, colegii lui de slujire și prietenii lui. Dar în același timp, nădejdea că ne vom revedea, nădejdea că Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenelile cuiva, nădejdea că Filon va primi o dreaptă răsplătire și o bună răsplătire din partea bunului lui Dumnezeu, ne mângâie, ne întărește și vreau să cred că și familia și cei dragi vor fi mângâiați și întăriți de această nădejde că într-o zi vor fi și ei partea acestei răsplătiri pe care Filon o va primi, pentru că și ei au fost partea slujirii împreună cu Filon. Vă mulțumesc fiecărui membru al familiei pentru jertfa pe care ați depus-o în slujire alături de cel drag. Și vă rog să nu condamnați, să nu judecați pe cei care poate vă gândiți că, fiind slujiți, v-au răpit pe cel pe care l-ați iubit, vi l-au răpit în a fi alături de voi. Vi l-au răpit, poate, ziceți, vă gândiți, în a trăi mai mult împreună cu voi. Dumnezeu să vă răsplătească jertfa care ați adus-o alături de El și Dumnezeu să fie cu fiecare dintre voi, să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Am vrea să putem face mai mult pentru voi, dar în afară de o rugăciune, de un gând bun, nu putem în clipele acestea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți membrii familiei Lazurcă, oriunde ați fi, și bunul Dumnezeu să vă întărească în aceste clipe delicate. Iubiți frați și surori,
prin intermediul acestui mijloc de comunicare vreau să vă salut călduros pe toți frații, surorile din Biserica din Burdujeni, care veți asculta aceste puține cuvinte. Sunt în Italia, în zona numită zona de foc a Italiei, împreună cu unul din copii, cu Cornel, și cu toate că au fost lucrurile îngăduite de Dumnezeu așa cum au fost pe pământ, mulțumim Domnului că El ne-a păzit și nu s-a întâmplat niciun rău. Toată slava și lauda să fie adusă numai Domnului. Am auzit și o veste tristă a plecării prea devreme celui ce a fost un tovarăș de slujbă, fratele Lăzurcă Filon. Cu această ocazie vreau să transmit profunde dorințe și gânduri sincere de dragostea Domnului pentru familia îndoliată, ca Dumnezeu să vă mângâie cu harul Lui și cu bunătatea Lui, totodată Dumnezeu să mângâie familia lărgită și de ce nu întreaga biserică din Burdujeni, care cred că cu toți suntem marcați profund de plecarea prea devreme a celui ce a fost fratele păstor Lăzurcă Filon. Ultima convorbire cu fratele Filon am avut-o pe data de 3 mai la telefon, în care ne-am exprimat dorința reciproc de a ne vedea împreună. Vedem că acest lucru nu se va mai putea întâmpla pe pământ, dar nădăjduim să ne vedem în Împărăția lui Dumnezeu, cu toții care vor iubi pe Domnul din toată inima. Până atunci, dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei întristați, pe cei îndurerați, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica din Burdujeni și în toate să nădăjduim în slăvita Împărăție a Domnului Iisus Hristos, care se va arăta pentru noi. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Iubită familie Lăzurcă, stimată sora Silvia, dragi copii, iubiți frați și surori, toți cei ce sunteți îndurerați, am aflat azi cu întristare de plecarea fratelui Filon dintre noi la cele veșnice și adevărat, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, există o nădejde și dincolo de mormânt. Ne doare despărțirea, dar suntem convinși că cel ce a fost pastorul Filon Lăzurcă a trecut într-o dimensiune nouă, într-o formă nouă, să fie alături de Domnul Iisus Hristos în împărăția lui veșnică. De aceea, în 2 Corinteni 5:8, Apostolul Pavel zicea: da, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Pentru voi toți cei ce mă ascultați, în seara aceasta am o veste deosebită. Și vestea este cea pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus-o Martei atunci când Lazar a trecut din viața pământească. În capitolul 11 cu versetul 25, Domnul îi spune Martei: eu sunt învierea și viața, și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Fratele Filon, din punct de vedere a terminologiei umane, a murit. Din punct de vedere a realității divine, așa cum Dumnezeu ne lasă cuvântul pe paginile Sfintelor Scripturi, el trăiește. A trecut de la viața pământească la viața spirituală și s-a dus să fie pentru totdeauna împreună cu Domnul Iisus. În 2 Corinteni 5:1, Pavel zice că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Vedea Apostolul Pavel, în desfacerea casei acestea pământești, chiar o binecuvântare. Părăsești o casă insalubră, în care simți durerea, în care simți necazul, în care simți încercările, în care vin tot felul de întristări și te duci la o casă eternă, o casă veșnică, o casă care este făcută de Domnul și în care toți copiii lui Dumnezeu doresc să ajungă. De fapt, fraților din Filipi, Pavel le scria și zicea în capitolul 1:23, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine
dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel sublinia că e mult mai bine să fie împreună cu Hristos. Afirmați-mi lui Pavel, cuvântul Domnului Iisus Hristos și nădejdea multora ne face să credem pe deplin cuvintele din Proverbe, capitolul 14, versetul 32, a doua parte, unde zice: dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Noi nu ne pierdem nădejdea. Fratele Filon s-a dus. Mi-aduc aminte de când a fost instalat împreună cu fratele Ciornei acolo în slujire. Mi-aduc aminte de slujirea lor și am vizitat biserica din Burdujeni. Mi-aduc aminte de întrunirile frumoase ce le-am avut în sala bisericii la conferință. Mi-aduc aminte de părtășiile avute împreună și mi-aduc aminte de făgăduințele Domnului, care ne vorbesc de o părtășie cu totul și cu totul deosebită. O părtășie care o să o avem în cer, cum n-am avut-o niciodată pe pământ. În Epistola către Evrei, în capitolul 12, zice autorul epistolei că atunci când ne ducem din lumea aceasta și merem în împărăția lui Dumnezeu, ne apropiem de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșit. Oricât de mult m-au iubit cei din familie, sora Silvia, copiii, rudele, frații, biserica, vreau să vă spun că sunteți numeroși, sunteți o familie mare, dar fratele Filon s-a dus într-o familie mai mare. S-a dus în familia cerească, s-a dus în mulțimea zecilor și sutelor și a sutelor de mii făcuți desăvârșiți prin credință, care au fost spălați în sângele Mielului. S-a dus să fie cu ei și are o altă familie. De aceea toți neprihăniții Domnului sunt gata să spună ca Ștefan altădată, că ei privesc spre cer atunci când pleacă de aici. Fratele Filon ne întristează prin despărțire că a plecat așa dintr-o dată. Poate că nici soția nu s-a aștepta. În mod sigur nici biserica nu s-a aștepta. Și pentru mine a fost un șoc când dimineața cineva mi-a trimis pe WhatsApp și am văzut poza. Și l-am văzut întins acolo pe o sanctea, am văzut rămășițele pământești pentru că el plecase. Dar sunt convins că pentru toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pentru cel ce a fost pastorul Filon Măzurcă, plecarea la cele veșnice nu este o descurajare. Cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Și el trage nădejde pentru că atunci când pleacă din lumea aceasta și se duce să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos, are câteva făgăduințe. Dacă cortul acesta în care gemem apăsat într-o zi se desface, noi nu dorim să fim dezbrăcați de el, să fim îmbrăcați peste el cu celălalt peste acesta, că nu-i ușor să te dezbraci. Dar suntem convinși, deși ne-am dezbrăcat și am plecat dincolo, intrăm într-o dimensiune nouă, într-o dimensiune nemuritoare și vom fi înghițiți de viață. Abia acum fratele Măzurcă este înghițit pe deplin de viață. În cortul acesta a gemut. Probabil inima, probabil alte organe, aici i-au creat disconfort. Dincolo a terminat cu toate acestea, dincolo a terminat cu necazurile, dincolo a terminat cu greutățile. Acolo s-a dus pentru că a auzit vocea Domnului care i-a spus: întoarce-te, suflete, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Psalmul 116 cu versetul 7. Și lăsați-mă să vă spun că în același psalm, în versetul 15, scrie că scumpă este înaintea Domnului
moartea celor iubiți de El. Un iubit al Domnului a plecat în cer și astăzi e o sărbătoare în cer. S-a dus pastorul Filon, după 66 de ani trăiți aici, să se odihnească. S-a dus să fie în prezența Domnului și în adunarea în sărbătoarea sfinților. S-a dus în familia de dincolo și o sărbătoare. S-a dus acasă. El a plecat de acasă și s-a dus acasă. Și pentru noi, copiii lui Dumnezeu, moartea fizică nu-i decât, dacă vreți, o virgulă care desparte casa pământească de casa cerească. Nu-i decât un pas peste Iordanul morții și ajungem dincolo să fim în prezența Domnului. Ăsta este motivul pentru care cel credincios și la moarte trage nădejde, nu disperă niciodată. Noi știm că atunci când pleacă un mântuit a Domnului, se duce, așa cum spuneam, la odihnă, știm că se bucură cerul, se bucură Domnul de el, e scumpă înaintea Domnului moartea unui erou care după câmpul de luptă se duce să fie împreună cu Domnul, se duce ca împreună cu ceata mântuiților într-o zi să zică împreună cu profetul Isaia, acesta e Domnul care ne-a mântuit, să ne bucurăm și să ne veselim. Fratele Filon, spuneam că s-a dus acasă, spuneam că fratele Filon s-a dus să fie cu familia cerească, fratele Filon s-a dus la odihnă, fratele Filon s-a dus să întregească bucuria Domnului de a fi împreună cu el. Și fratele Filon s-a dus acolo unde Pavel zicea în 2 Timotei 4, 7 cu 8, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. S-a dus să se prezinte înaintea Domnului pentru încununare. S-a dus să audă vocea binecuvântată a Domnului, care îl va întâmpina și va spune, bine ai venit, slujitor iubit, bine ai venit, încă unul dintre cei care ați ascultat glasul meu și ați împlinit voia mea. Îmi place în mod deosebit cuvintele din cartea profetului Isaia când zice în capitolul 62 cu versetul 12 așa, că răscumpărații Domnului vor fi un popor sfânt și vor fi considerați ca o cetate puternică, căutată și nepărăsită. Filon s-a dus să fie cu adevărat un răscumpărat a Domnului, s-a dus să fie parte dintre Sfinții lui Dumnezeu, s-a dus să aibă parte de mângâiere, că așa cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu pe voi, zice Domnul în Isaia 66 cu versetul 12. Încă o dată aș dori ca Domnul să mângâie familia greu încercată prin despărțire. Noi ne întristăm că ne despărțim, dar nu deznădăjduim, convinși fiind că într-o zi vom fi din nou împreună. Obișnuiesc eu să spun la mormântări câteva versuri din poezia lui Dors. Mă duc să odihnesc o clipă sub glia recelui pământ, cum odihnește greu iarna sub ocrotirea celui sfânt. Mă duc numai un pic deoparte să odihnesc un ceas apoi și în dimineața fără noapte cu Domnul voi veni la voi. Cântările-mi vor ține locul la masa dragostei cu voi, până ce mă voi întoarce cu Domnul și-o-i veni înapoi. Mângăiați-vă la gândul că nu e mult. Domnul nostru vine și împreună cu el vor veni toți sfinții și împreună cu el o să ne întâlnim și cu fratele Filon și cu toți cei ce au slujit pe Domnul. Motiv de mângăiere și dorință mai arzătoare de așteptare.
că acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre toate este dragostea. Credem din toată inima în învierea morților și de aceea nu disperăm. Nădăjduim și suntem convinși că vom învia și noi, că dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește noi, va învia și trupurile noastre muritoare. Și ăsta e un motiv de bucurie și dragostea pentru cer mai mare, că împreună cu Domnul Iisus, împreună cu mulțimea sfinților, împreună cu cei ce s-au dus să moștenească viața veșnică, e încă unul care întregește cu luna de slavă din mâna lui Dumnezeu, Isaia 62:3. Cel ce a fost aici, pastorul Măzurcă Filon, soț, tată, bunic, pastor în biserică, slujitor a Domnului, copil a Domnului, fratele nostru și prietenul nostru. Domnul pe toți să vă mângâie. Amin. În Calatendești, în anul 1959, pe 25 martie noaptea, a fost o zi istorică. În casa de rugăciuni seara, a strigat Duhul Sfânt prin profet și a spus că vine un corb să închidă casa de rugăciune, dar tot acela corb o va deschide. Frate s-a dus acasă, pe vremea aceea fratele Filon Lazurca era doar un copil de 6 ani și poate că a venit tata și mama de la biserică și când s-au dezbrăcat, a făcut rugăciuni, s-au culcat pe la miezul nopții, aude o bătaie ușă. Securitatea, mascați, îl arestează pe fratele Gheorghe, răstoarnă în casă tot ce au, în băjocru, întreba unii arma și l-a luat pe fratele Lazurcoa, pe fratele Tiniuc, mai câțiva frați și nimeni nu știa unde au dus. I-a confiscat șura, i-a luat animalele, sora Profira și cu celelalte surori plângea după bărbați, nu știa unde. Și o soră s-a rugat Domnului și a spus, Doamne Iisuse, unde-i Gheorghe eu? După câteva zile de post, sora pleca la Domnul mărturisa și spunea, a avut un vis. A venit fratele bărbat o casă, a pus mâna dreaptă pe umăr și a spus, nu uita că eu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Casa a fost închisă la Calatendești, nu 2 luni, nu 3 luni, nu 1 an, ci 8 ani de zile. Frață urmăriți de securitate, dătea botezuri noaptea, acoperea geamurile, la fratele Lazurca în casă, sora chema la rugăciuni și Domnul botiza cu Duhul Sfânt. Anii s-au scurs, după 5 ani, frații au venit acasă și au mai stat încă 3 ani, 8 ani și s-a deschis casa de rugăciune. Pe vremea aceea, fratele Filon a rămas fără tată, nu știa nimic de el, s-a dus, a terminat școala elementară și a plecat cu un grup de băieți pocăiți la Brașov. Fratele Filon a fost un slujitor tânăr. Mi-aduc aminte că venea pe la Calatendești și era o zăpadă mare, Calatendești mare, frați și surori bolnavi și au venit, a era cina Domnului. Și el spune, frate Moloce, vreau să merg la bolnav cu cina. Hai, fratele Filon, și mergem. Și a ieșit din biserică, am luat din cină să mergem la bolnavi și am mers la toți bolnavi și am venit înapoi seara la ora 7 din nou în biserică. Prin zăpadă am petrecut și mi-aduc aminte că toate slujbele care au fost la noi la biserică, și copii la binecuvântare, și mormântări, fratele Filon Constanteanu nostru ne vedea de departe
ne salutam și se bucura cu noi. Dar acum Domnul l-a chemat acasă. Fratele Filon nu mai vorbește. Fratele Filon nu mai aude. Fratele Filon nu mai vede. Dacă în viața voastră l-ați văzut cumva și poate că el v-a greșit și vă roagă el și vă spun iertați-l, dar nu cred că a făcut cuvinte grele, a legat răni, l-am văzut la multe lucrări în care a venit și a sprijinit lucrarea Domnului. Acum el a plecat la locul lui. Domnul să binecuvânteze nevasta, copiii care sunt departe și pe socrul lui, frate Mihai Marici, care poate nu s-o gândi niciodată că va rămâne în viață și girile lui va pleca la Domnul. Eu doresc ca familia aceasta să nu uite niciodată de tata lor, de bunicilor, de matușile lor și de calafindești. Domnul să binecuvânteze mai departe lucrarea lui până va chema la ea acasă, acum și în veci de veci. Biserica din Calafindești, Fântâna lui Iacob, dorește ca să ținem o legătură în continuare cu frații la Burdujeni și cu ceilalți frați ca odată, când îi va întreba odată cineva de unde vin aceștia, de unde vin, de pe pământ, din necazul cel mare, Domnul va mângâi pe voi și pe noi cu viață veșnică. Amin. Scumpă familie Lazurcă, iubiți frați și surori, din Biserica Pentecostală Emanuel, Burdujeni. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, dorind ca mângâierea Tatălui Ceresc să fie peste fiecare inimă și să stăpânească peste cugetul fiecăruia și în împrejurarea aceasta dureroasă în care fratele Filon și-a isprăvit alergarea și a plecat dintre noi. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să mângâie și să îmbărbăteze pe fiecare, pentru că, deși suntem credincioși și avem așteptarea după promisiunea lui Dumnezeu spre viață veșnică, încă mai suntem carne și sânge și despărțirile ne dor. Aș dori însă ca prin câteva cuvinte, în măsura în care Duhul lui Dumnezeu va îngădui, să transmit un gând de îmbărbătare, de încurajare pentru voi, cei dragi, care vă despărțiți de cel drag. Și am să citesc un singur verset din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 1, versetul 23, în care este scris: după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Și dacă îmi este îngăduit să parafrazez puțin acest verset, aș putea să formulez astfel: după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Filon Lazurcă s-a dus acasă. Vestea trecerii din viața aceasta fratelui Filon a venit fulgerător peste mine, ca și peste toți, cred că, și doar câteva gânduri aș vrea să amintesc aici. În legătură cu ceea ce s-a petrecut, un fapt așa de neprevăzut. L-am cunoscut pe fratele Filon de mai mulți ani, prin legăturile de slujbă, de părtășii sfinte. L-am înțeles ca și pe un bărbat dăruit slujirii sale, principiilor sănătoase ale adevărului și ale slujirii
înaintea lui Dumnezeu. Și pe lângă legăturile de credință, legăturile de suflet, de natură spirituală, fiind angrenați în aceeași lucrare sfântă a Evangheliei, fratele Lazurcă și cu mine au mai avut niște legături aparte, în sensul că suntem născuți din același an. Dar el, că s-a născut puțin mai devreme decât mine, cu câteva luni, și iată că a plecat. N-am știut, dar acum, cunoscând cât de puțin din împrejurările în care s-a sfârșit alergarea, ne-a legat și aceeași afecțiune de inimă în ceea ce înseamnă starea aceasta fizică. Dar ceea ce a fost mai concludent e că ne-a legat o altă afecțiune tot de inimă, din punct de vedere spiritual. Am iubit același Domn și am slujit atât cât ne-a îngăduit Dumnezeu. Fratele Filon și-a isprăvit alergarea, s-ar putea să fie semne de întrebare cu privire la felul fulgerător cum a ajuns la capătul drumului, dar tocmai acesta este adevărul. Fratele Filon a ajuns la capătul drumului, sau cum spunea și spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim scris în cartea lui Iov, în capitolul 14, versetul 5, dacă zilele lui, ale omului, sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile și dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Aceasta este realitatea. Semne de întrebare poate, cum de-a trecut așa de fulgerător? Nu știu în ce măsură cei din jur au știut ce afecțiune are în legătură cu inima, dar de fapt ceea ce este o realitate e că fratele Filon a ajuns la hotar. Și peste hotarul acesta nimeni nu poate să treacă, nimeni nu poate să-l neglijeze. Zicea cuvântul lui Dumnezeu că îi sunt omului hotărâte zilele și ne sunt numărate lunile și îi pus hotarul. Așa cum și în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, găsim scris, la fel este și în ceea ce privește realitatea aceasta pe care o înregistrăm acum. Deci în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 26, cuvântul sfânt spune astfel: El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Și printre hotarele puse de Dumnezeu este și hotarul morții. A ajuns la hotar. Dar a ajuns la hotar după ce și-a isprăvit zilele de slujbă. Eu cred că Dumnezeu are stăpânire absolut peste toate lucrurile. Este stăpân peste viață și peste moarte. Este stăpân peste umblarea noastră. Este stăpân peste menirea noastră, peste rânduielile așezate pentru fiecare dintre noi. Fratele Filon a fost chemat de Dumnezeu să slujească. Zilele slujirii sale s-au încheiat și după ce și-a isprăvit zilele de slujbă, s-a dus acasă. Eu cred că nici cu o zi
nu s-a dus mai devreme. Și nici cu o zi nu s-a dus mai târziu decât atunci când s-a hotărât încheierea zilelor de slujbă. E ceea ce aș dori să fie un prilej de bucurie, de mângâiere, chiar în situația aceasta tristă. Este pentru familie și pentru biserică, pentru cei ce l-au cunoscut și pentru cei cu care a slujit împreună, că fratele Filon și-a isprăvit zilele de slujbă. N-a fugit de slujbă. Nu s-a eschivat de la slujbă. Chiar dacă nu mă îndoiesc că probabil a avut anumite semnale interioare cu privire la problema sănătății. Dar n-a renunțat la slujbă până când Dumnezeu a hotărât că zilele slujirii sale s-au încheiat. Așa după cum cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, de unde am citit, scrie despre preotul Zaharia, cel care aia să fie tatăl lui Ioan Botezătorul, că el a slujit la rândul cetei lui, el făcea parte dintr-o ceată preoțească, ceata preotului Abia, și a făcut slujire în templu unde Dumnezeu i s-a arătat, Dumnezeu i s-a descoperit. Zaharia a avut din partea lui Dumnezeu o promisiune în ceea ce privește problema urmașilor. Dumnezeu i-a făcut o făgăduință și el, când i s-au împlinit zilele de slujbă, el s-a dus acasă, chiar dacă Zaharia s-a dus mut și fără grai se duce și fratele Filon. El, Zaharia, s-a dus după ce a avut o întâlnire cu Dumnezeu, după ce Dumnezeu i-a vorbit, după ce Dumnezeu i-a dat un semn și după ce Dumnezeu i-a făcut o promisiune. Și eu cred că fratele Filon a avut toate acestea în viața sa. S-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a arătat semne și Dumnezeu i-a făcut promisiune. Dacă pentru Zaharia era promisiunea unui urmaș, deci a vieții de după el, pentru fratele Filon este promisiunea vieții veșnice. Căci dacă moartea este un hotar, ea are la rândul un alt hotar. Și hotarul morții este învierea. Învierea pentru slavă, învierea pentru întâlnire cu Domnul, învierea pentru trăire, pentru totdeauna cu Domnul. Zilele de slujbă ale fratelui Filon s-au isprăvit și el s-a întors acasă. La acea casă veșnică, la acea clădire făcută de mâna lui Dumnezeu, la acel loc peste care este promisiunea lui Dumnezeu că el va fi cu toți ai lui și ai lui vor fi pentru totdeauna cu el. Doresc ca Dumnezeu să vă mângâie, să vă îmbărbăteze. Frați scumpi, slujiți lui Dumnezeu, slujiți lui Dumnezeu cu toată dăruirea. Nu vă socotiți voi anii, nu vă socotiți voi zilele. Este cine să le numere și este cine să hotărască și hotarul. Ceea ce ni se cere e să fim slujitorii lui și credincioși lui până la capăt. Duhul lui Dumnezeu să se odihnească din belșug peste voi și să lase pace și mângâiere și încredere. Să căutăm pe Domnul în fiecare zi, apropierea de El, slujirea Lui cu dăruire, umblarea în căile Domnului. Chiar dacă traversăm o perioadă așa de grea, suntem chemați să slujim Domnului. Și vremurile acestea fac parte din zilele noastre de slujire. Să nu ne dăm bătuți, să nu căutăm să fugim în vreun fel sau altul, să rămânem la post. Căci Dumnezeu care ni s-a descoperit a făcut promisiuni și toate promisiunile lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, în Hristos Iisus Domnul, sunt da.
și aminul pe care noi îl spunem este pentru slava lui Dumnezeu, din toată inima. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu pace, cu mângâiere și har ceresc să fie pentru voi, scumpă familie, pentru voi, frați și surori, și pentru toți cei ce cheamă numele Domnului în orice loc. Plecarea din viața aceasta în mod așa de fulgerător a fratelui Filon este în măsură și ar trebui să ne determine să ne apreciem cu mai multă atenție, cu mai multă băgare de seamă trăirea noastră, căci Dumnezeu ne poate chema oricând. Și pentru că El este în măsură să împlinească toate lucrurile și ne-a arătat și semnul acesta, să ne pregătim să întâlnim pe Dumnezeul nostru. Amin. Fratele Filon Lăzurcă a fost chemat acasă la Domnul. Astăzi suntem adunați în jurul familiei și în jurul fratelui Filon ca să împărtășim durerea familiei. Dorim ca Domnul Dumnezeu să mângâie familia fratelui Filon. Fratele Filon, un slujitor a Domnului, un om deosebit, pe care Dumnezeu l-a folosit în slujba lui până zilele trecute, Dumnezeu apoi a zis, ajunge osteneala, ajunge truda, ajung frământările, vino acasă. Filon, vino la odihnă. Și fratele Filon a plecat acasă la Domnul. L-am cunoscut de multă vreme pe fratele Filon. Am avut împreună lucrări, am fost apropiați, ne-am bucurat împreună, am slujit împreună. Este și de o vârstă cu mine. Eu mă gândesc că Dumnezeu a vrut să-l scutească de viitoarele încercări, de viitorul care va fi plin de încercări și de necazuri pentru oameni. Și l-a chemat la adăpost acasă. Sigur că inimile noastre sunt triste. Sigur că familia simte durere și despărțire. Dar în final, stimată familie și frați care mă ascultați, toți ne vom aduna acasă la Domnul. În final, toți ne vom aduna acasă la Domnul. Și aș vrea ca mesajul meu, cu ocazia și asta a plecării fratelui Filon, să-l intitulez un nume bun. Pentru aceasta deschid cartea Domnului la Eclesiastru, capitolul 7, versul 1. Aici Biblia vorbește în felul următor. Mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor și ziua morții mai decât ziua nașterii. Și versetul 8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Amin. Fraților, familie îndoliată, tatăl dumneavoastră, soțul dumneavoastră, fratele Filon, poate fi caracterizat ca fiind un om care a avut un nume bun. A avut un nume bun. A avut o smerenie
o blândețe, o înțelepciune. Era un om cu nume bun. Și dacă era un om cu nume bun, Biblia vorbește că mai mult faci un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Iar în versetul 8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Știu și cunosc pe fratele Filon de mulți ani de zile. Și știu că a avut un comportament și un nume bun. A slujit pe Domnul după voia lui Dumnezeu. Sfârșitul lui este un sfârșit în Domnul, un sfârșit în credință. Și de aceea aș vrea să încredințez familia și pe toți cei ce ne ascultă că el, fratele Filon, a fost chemat acasă la Domnul. Noi toți mai avem de luptat, mai avem de răbdat, mai avem de ascultat, mai avem de trăit pocăința până vom ajunge la Domnul acasă și noi. Iar fratele Filon și-a sfârșit alergarea. Cartea Apocalipsei, la capitolul 14, versetul 13, partea a doua spune așa, scrie: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Uitați-vă, fraților, un nume bun, un nume Hristos, un nume de creștin, de credincios, un nume de om smerit și ascultător de Dumnezeu, temător de Dumnezeu. Biblia spune, ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul. Slavă Domnului! Nu vă întristați, pentru puțină vreme, foarte puțină vreme, vom fi despărțiți și apoi vom fi și noi împreună cu ceilalți sfinți dinainte și cu fratele Filon. Dumnezeu să mângâie familia, să întărească familia. Dumnezeu să binecuvinteze pe sora, copiii să-i binecuvinteze Dumnezeu, nepoții, tot ce are frate Filon, Dumnezeu să binecuvinteze și să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, spune Eclesiastru, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria oricărui om și doresc ca Domnul să ne ajute să urmăm învățătura cuvântului lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții noastre și apoi ne vom întâlni cu cei plecați înaintea noastră, cei credincioși și cu Domnul Iisus Hristos și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dragă familie la Zurcă, sora Silvia, dragi copii, am auzit cu durere mare trecerea din viață a iubitului nostru frate Filon, soțul, tatăl, bunicul dumneavoastră. Ne pare foarte rău. Fiind colegi, mă cunosc cu el de multă vreme, vreau să vă zic că îmi pare rău de plecarea lui prematură din lumea noastră și din rândul nostru și din sânul familiei. Totuși, vă dorim ca Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu voi, Dumnezeu să mângâie, cum scrie Apostolul Pavel în Cartea Corintenilor a doua, capitolul 1, versetele 3, 4 și 5. El poate să mângâie mai mult decât putem spune noi cu cuvintele noastre.
De altfel, Duhul mângâierii este acel care poate să vă mângâie și să vă întărească în vremea aceasta. Ne rugăm pentru voi, nu v-am uitat, vă purtăm în inimă, ne pare rău, Dumnezeu să vă întărească. Nu vă lăsați biruiți de supărare, toți trebuie să plecăm și cu cât avem mai mulți dincolo, cu atâta ne legată mai multă inima de Dumnezeu și de cer. Fiți binecuvântați de Domnul, Domnul să vă umple inimile de mângâiere și de întărire în credință, căci avem o nădejde și nu suntem ca ceilalți fără nădejde. Domnul să vă dea liniște în sufletele voastre, să vă dea tărie și credință ca să puteți să treceți cu biruință această vreme în care sunteți perioadă, sora Silvia de văduvă, prea tânără ești văduvă și la fel copiii. Dumnezeu este apărătorul văduvel și tatăl orfanului. Am experiența asta și știu, încredeți-vă în Domnul, fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mângâie. Amin. Cu mult respect, fratele, familia Birău, fratele Viorel și sora Ana Ziscoca Birău. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Sunt fratele Ionică Bolohan din Biserica Emanuel din Bruxelles, Belgia, unde locuiesc pentru o perioadă de timp împreună cu familia. La îndemnul fratelui Viorel Roșca, aș vrea să am un cuvânt de mângâiere pentru familia Lăzurcă, pentru sora Silvia și copiii lor, în urma plecării acasă la Domnul a fratelui păstor Lăzurcă Filon. Pe data de 12 mai, marți dimineață, am primit vestea că fratele Filon nu mai este printre noi. Asta a fost o veste grea, o încercare pentru noi ca și familie, cât și pentru Biserica Emanuel din Bruxelles, din Belgia, deoarece fratele Filon era oficial păstor al bisericii noastre. El a pus mult suflet pentru lucrarea spirituală din biserica, unde ne-a ajutat mult la propășirea și creșterea bisericii spirituale. Ne-a ajutat mult în lucrarea de slujire din biserică. A fost ca o doică pentru biserică, vizitând familii, implicându-se oriunde era nevoie și niciodată nu s-a dat înapoi. Iar în dreptul meu pot spune că a fost o adevărată doică spirituală, lucrând la caracterul meu în așa fel ca Hristos să ia chip în mine. Luni seara, pe data de 11, pe la ora 9, am avut o discuție telefonică cu fratele Filon. Am vorbit cam 30 de minute și vorbea despre vremea în care ne aflăm, acum când suntem în izolare. Noi, spunea fratele Filon, ca și biserică și frați, trebuie să fim gata. Și vorbea mult despre nădejdea mântuirii în Domnul. În mai multe rânduri, fratele Filon a repetat spunând că noi nu știm când vine Domnul, dar pentru mine, spunea fratele Filon, s-ar putea să vină Domnul chiar în noaptea aceasta și noi trebuie să fim gata oricând. După ce am primit vestea plecării a fratelui Filon, am realizat că aceste ultimele sfaturi au fost ca un cuvânt profetic. Pentru familia Lăzurcă, pentru sora Silvia, vă spun că Biserica Emanuel din Bruxelles, din Belgia, se roagă pentru voi, vă suntem alături și dorim ca Domnul Dumnezeu să vă mângâie cum poate El mai bine. Oricâte încurajări sau mângâiere am rostit noi, vreau să vă spun că suntem oameni limitați în cuvinte, de aceea rugăm pe Domnul să vă șteargă lacrimile, să așeze în voi nădejdea revederii cu fratele Filon și Domnul să vă mângâie. Pentru Biserica Emanuel din Burdujeni, marți dimineață, Domnul a chemat acasă pe un mijlocitor
un stâlp al bisericii Emanuel, cu un caracter înalt care prin ajutorul Domnului a știut să țină un echilibru în adunare, ca adunarea să fie o adevărată biserică a Domnului, punându-se în fața obstacolelor, ca un zid, ca biserica Emanuel din Burdujeni, să aibă o propășire bună. Mă rog ca Domnul să întărească familia îndoliată, să întărească pe sora Silvia și să binecuvinteze toată biserica Emanuel din Burdujeni și mă rog ca pe toți slujitorii bisericii Emanuel Domnul să-i binecuvinteze. În încheiere vreau să vă las un cuvânt din Scriptură care este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând de la versetul 14 până la versetul 18, unde spune Scriptura așa, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte și Domnul să ne ajute ca mângâierea noastră să fie nădejdea aceasta că într-o zi morții din morminte vor învia. Fratele Filon va auzi trâmbița lui Dumnezeu, îl va întâmpina pe Domnul și Domnul să ne ajute ca și noi să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Vă binecuvintez pe toți în numele Domnului și zic ca binecuvântarea Domnului să fie cu voi cu toții. Amin. Iubită Biserică Emanuel, iubită familie Lăzurcă și toți cei asociați, aș vrea împreună cu dumneavoastră, rugându-L pe Domnul să vă dea resursele necesare, să putem binecuvânta pe Cel ce trăiește veșnic, pe Cel ce a hotărât să ne dea și nouă viața veșnică, numele Lui să fie slăvit. Să-L binecuvântăm pe Cel ce ne-a dat și viața aceasta, în limite stabilite de El. Dar cu mulțumirea că în viața aceasta limitată, uneori considerăm atât de limitată, ne-a dat harul să-L cunoaștem și să conștientizăm, să primim viața veșnică. Atunci când am auzit că fratele Filon a plecat dintre noi, mi-am amintit de multe părtășii ce le-am avut împreună. Am fost de zeci de ori împreună cu dumneavoastră, ba mai mult, ne-am legat atât de mult, pentru că am două nurori din Biserica Emanuel. Una care a rămas acolo, una care a venit aici. Dar mai presus de aceste ipostaze vremelnice, cele de familist și cele de membri în biserică, aș vrea să vă îndrept privirea spre ipostaza eternă. Asta pentru că, așa cum știți, nu-i de mult, doar cu 4 luni și jumătate în urmă, am rămas și eu fără scumpa mea soție, aici fără ea. Pentru că în veșnicie vom fi toți împreună, nu în ipostaza de familiști. Într-o ipostază de mare familie a lui Dumnezeu, care este superioară și vieții de familie și vieții de adunare.
Mi-am amintit că într-o dimineață a plecat și scumpa mea la Domnul. Și în dimineața în care am auzit că fratele Filon a plecat și el, m-am dus cu gândul la o altă dimineață. Când se va face dimineață pentru totdeauna, o dimineață ce nu va mai fi urmată nici de noapte, nici de moarte. Și aș vrea, dragii mei, să vă citesc câteva versete din Isaia 25. Ca să putem să ne ațintim privirile spre viitor, spre întâlnirea cu Domnul și toți cei dragi, pe care noi, care avem oameni plecați de aproape și de curând, suntem mai atrași. Și când cântăm cântarea, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, o întrezărim. Și ne vine în minte și un alt verset. Treci peste ani viitori, Iisuse drag și vino, ne du mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină. Iată cuvintele profetului Isaia, capitolul 25, de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de văduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acestea înlătură măhrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocarea poporului său, da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Vă îndemn, vă rog, pe cei ce suferiți, nu lăsați gândurile să vă fugă foarte mult în trecut la amintiri. Deși unele dintre ele sunt frumoase, dar amintirile pe pământ, cele frumoase, sunt scurte și adesea nu sunt pure, fie că sunt amestecate cu durere, fie că sunt amestecate cu slăbiciunile noastre și chiar cu păcat. Este mult mai indicat să privim înainte, prin credință. Credința vede ceea ce nu se vede. Așa cum spune despre Moise în Evrei, la capitolul 11, citesc versetul 27. A rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Cu aceste aspirații, în așteptarea acelui ospăț, acelei nunți, acelei zile, vom putea să mergem înainte încrezători, să dorim și să grăbim venirea zilei Domnului. Petru scria la rândul lui în aceeași idee, în prima sa epistolă, de la versetul 4, că avem acolo o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Acum suntem întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, între care iată și acestea cu plecările celor dragi. Dar în așteptarea a ceea ce va fi, scrie în versetul 8, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului. De aceea în ziua de astăzi cuvântul de referință care l-am pentru dumneavoastră este mântuirea. Mântuire care pentru fratele Filon este asigurată. Pentru noi este încă în curs de derulare. Pentru sora Dena și pentru alții care au plecat,
Mântuirea nu mai poate fi pusă la îndoială, nu le mai poate fi furată. Tot ceea ce ne mai poate întrista este doar distanța și absența lor în condiția noastră umană. Dar pentru Domnul tot sunt vii, ei așteaptă într-o haină a odihnei și în ziua aceea vom spune și vom cânta, iată, aceasta e mântuirea despre care vorbeam, pe care fratele Filon a proclamat-o, în care a crezut. În ziua aceea când vom fi din nou împreună, vom spune, da, aceasta e mântuirea. Până atunci, cum spunea Dorz în versurile sale, mă duc să odihnesc o clipă sub glia recelui pământ, cum odihnește grâul iarna sub ocrotirea celui sfânt. Mă duc numai un ceas deoparte să odihnesc un pic și apoi, în dimineața fără moarte, cu Domnul voi veni la voi. Cântările îmi vor ține locul la masa dragostei cu voi, până când iar mă voi întoarce cu Domnul și voi veni înapoi. Mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci, cu mâinile slăvite, vom înălța cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Da, dragii mei, atunci vom cânta că mântuirea a devenit realitate. Avem voie să visăm în sensul de a ne imagina cum este acolo. Eu mă gândesc tare mult în ultima vreme, ce vom fi, ce activități vom desfășura, ce atmosferă, ce peisaje vor fi acolo. Da, cum s-a întâmplat cu un neozeelandez care s-a dus în vizită în Anglia, și englezul i-a prezentat Palatul Buckingham, unde locuiește regina, clădirile din Downing Street, unde e primul ministru, Palatul Parlamentului cu ceasul de referință, cu meridianul zero, și peste tot ce arăta, neozeelandezul spunea, la tata e mai frumos. Și s-a înervat englezul și a spus, unde mă la tatăl tău? Și neozeelandezul i-a arătat cu mâna înspre cer, la tatăl. Da, acolo unde Domnul Iisus a spus că merge să ne pregătească un loc. Cu siguranță că mă voi bucura să revăd pe fratele Filon acolo. Așa că, sora Silvia, dragi copii, o să aveți ocazia să-l vedeți deodată pe el și pe Domnul și să fim totdeauna cu Domnul și cu cei dragi. Aceasta-i mântuirea. O, pe drept, e scris în Evrei că e o mântuire așa de mare, să trăim în fericire pentru eternitate cu Domnul și cu toți cei dragi. Așteptăm mântuirea ca toți evreii credincioși, că Domnul, am citit în Isaia 25, oferă asta pentru toate popoarele și pentru noi. Abia aștept ziua aceea. Maranata! Amin. Iubită familie îndoliată,
Iubită biserică îndurerată, în seara aceasta sunt alături de voi, dorind ca mângâierea Domnului și întărirea Domnului să fie peste voi și peste noi toți. Am fost luat prin surprindere de această chemare la Domnul a fratelui nostru păstor, fratelui vostru păstor, acelui care a fost soț, tată, bunic. Dumnezeu l-a chemat acasă în hotărârea sa divină, pe noi ne-a lăsat cu inimile sfârșiate, dar ne încurajează și ne întărește prin cuvântul său și ne ajută să trecem biruitori și să înțelegem într-o vreme ca aceasta de strâmtorare că El este Cel care decide, El este Cel care hotărăște, El este Cel care are autoritate și în divinitatea sa niciodată El nu greșește. Nu ne este greu de multe ori să acceptăm voia lui Dumnezeu și mă gândesc în mod deosebit la familie, la biserică, dar conform Sfintelor Scripturi, conform învățăturilor primite de la Domnul, știm că El este Cel care nu a greșit, nu greșește și nu va greși niciodată într-o hotărâre luată de El. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Este greu să rostim aceste cuvinte în momentele acestea de grea încercare, când familia Lăzurcă are inima sfâșiată și când sunt neputincioși în a da un răspuns față de acest eveniment. Dar trebuie să recunoaștem că în toate situațiile Dumnezeu are dreptul să decide și să ia hotărârea pe care o decide El. Pentru mânghierea noastră, pentru întărirea noastră, aș vrea să citesc un cuvânt din 2 Timotei, capitolul 4, cuvânt care se citește de multe ori în situații ca acestea, unde cuvântul spune astfel, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Frați și surori, iubită familie îndoliată, aș vrea să vă spun ceva foarte important. Aceste versete se potrivesc foarte bine pentru situația noastră. Fratele nostru, pe care îl cunosc de mult timp și doar câteva zile în urmă ne-am auzit la telefon, întrebându-ne unul pe altul ce facem, cum am trecut prin situațiile acestea dificile, vreau să vă spun că acest cuvânt este valabil pentru el. Pentru cel care a fost un bărbat chemat de Dumnezeu în slujire, atât în familie, cât și în biserică și nu numai, și în societate. Acest text pune în evidență trei stări. Prezentul, trecutul și viitorul, pe care noi trebuie să le trăim în același timp. Și toate aceste trei stări pun înaintea noastră anumite cerințe cu privire la fiecare stare în parte. Având în vedere prezentul, Apostolul Pavel ne spune că prezentul trebuie să fie unul sănătos din punct de vedere spiritual, unul pregătit. Deoarece găsim cuvintele, eu sunt gata. Deci, prezentul nostru,
trebuie să fie tot timpul pregătit, tot timpul rezolvat, tot timpul ținut în voia lui Dumnezeu. De ce lucrul acesta? Pentru că prezentul se poate termina și să trecem automat la viitor. Prezentul care este înțeles de Apostolul Pavel ca fiind cu un final, conștient că viața are un final, că este trecătoare. Clipa plecării mele este aproape. De aceea trebuie să fiu gata. De aceea fratele Filon era tot timpul gata. Nu s-a gândit la moarte, nici el, nici altcineva. Dar conform Sfintelor Scripturii, că suntem tineri, că suntem mai în vârstă, că suntem sănătoși, că suntem bolnavi, noi trebuie să fim tot timpul gata. Mai mult decât atât, în prezent, noi trebuie să înțelegem că viața este împletită cu lupte și cu alergări. Apostolul Pavel spune că eu m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Deci eu am făcut tot ceea ce și fac tot ceea ce îmi cere Domnul. Chiar dacă viața nu este tot timpul roz, chiar dacă este plină de anumite situații care nu sunt atât de convenabile pentru noi. În al doilea rând, o a doua stare, starea trecută. Apostolul Pavel vorbește despre starea trecută ca fiind o stare isprăvită. Spune el, mi-am isprăvit alergarea, lupta. Deci, când vorbim despre prezentul care se poate transforma dintr-o dată în trecut și trece la viitor, să avem puterea să spunem totdeauna, am isprăvit, am sfârșit. Ce era de făcut, eu am făcut. Ce era de rezolvat, am rezolvat. Ce mi-a cerut Domnul să fac, eu am ținut cont de voia Domnului. În sensul acesta, atunci când vorbim despre această isprăvire și acest sfârșit, trebuie să le punem întrebarea, ce lăsăm în urmă? Ce mărturie lăsăm în urmă? Ce direcție? Care sunt umbra pașilor mei? Care sunt faptele care ne urmează? Ce vor spune oamenii? Ce fel de om am fost? Ce calificativ îmi vor da oamenii? Dar nu numai atât, ce calificativ îmi va da Dumnezeu? Când eu spun, mi-am isprăvit alergarea. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 2, despre acea mireasmă care trebuie să o răspândim în jurul nostru atunci când trăim pe acest pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute. Nu aș vrea să fiu dur cu mine sau cu dumneavoastră. Dar aș vrea să privim cu multă atenție la aceste cuvinte și să fim și noi totdeauna gata și să fim totdeauna în capacitate de a spune mi-am isprăvit, am sfârșit, las în urmă ceea ce este frumos, o mireasmă, o cale, o direcție și fapte vrednice de numele care l-am purtat. Și nu în ultimul rând vorbim de a treia stare care o întâlnim în acest text, stare care ne interesează, pentru că oricând putem să fim în starea aceasta, și anume starea viitorului. Apostolul Pavel spune, mă așteaptă. Ce ne așteaptă pe noi dincolo de viața aceasta? Ce ne așteaptă pe noi? Pe cei care au avut o viață frumoasă, pe cei care au rămas în voia lui Dumnezeu
și au lucrat după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Acei care și-au găsit locul în trupul lui Hristos, care și-au găsit harul dat de Dumnezeu pentru slujire, pentru zidirea celorlalți, pot spune totdeauna, eu sunt gata la timpul prezent. Dacă este să trec la timpul trecut, mi-am sfârșit alergarea. Dacă este să mă gândesc la viitor, să pot spune, mă așteaptă cununa. Cununa care o primește Apostolul Pavel, cununa care o primește fratele Filon, cununa care o primesc eu și tu, să ne ajute Domnul să trăim frumos în vremea aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să privească în îndurare către fiecare dintre noi, să lase mângâiere peste familia îndurerată, să lase mângâiere peste Biserica Emanuel și Domnul să privească în iubire către fiecare dintre noi și să ne poarte cât va fi voia Lui în calul Lui de biruință. Amin. Ne-am cunoscut în trecerea anilor, trecerea timpului, am slujit împreună, ne-am rugat împreună, ne-am sfătuit și am luat decizii împreună. Am fost colegi în slujire, în pastorație și colegi în comitetul Comunității Regionale Suceava. Ne pare rău ca oameni. Despărțirea lasă urme adânci în sufletele noastre. Dar ca și slujitori, privim cu încredere în promisiunile Domnului. Nimic nu poate fi pus alături de întâlnirea cu Domnul. Amintesc acel cuvânt pe care îl spunea Apostolul Petru. Îl spunea slujitorilor, presbiterilor. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteși, a slavei. Cred acest cuvânt de data aceasta că este în fața fratelui ca și o împlinire pentru fratele Filon. Această situație ne face să ne apropiem unii de alții, să ne înțelegem mai bine, să ne prețuim mai bine. Dumnezeu să binecuvinteze în aceste zile grele familia Lăzurcă, pe sora Silvia și cei 5 copii. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Pentecostală Emanuel Suceava din Burdujeni. Sunteți la o cotitură istorică, un slujitor care a pus inimă și a pus sănătatea înaintea Domnului. Dumnezeu să vă poarte în biruința Lui și sub călăuzirea Lui și cred că va face lucrul acesta. Biserica este a Lui, noi suntem ai Lui. Ne pare rău, biserica din Bilca este alături de dumneavoastră. Și de ce să nu spunem, ne rugăm împreună, chiar dacă suntem la oarecare distanță, dar simțim alături de voi, plângem împreună, ne bucurăm împreună. Acum sunt zile triste, zile mai grele, dar după cum spuneam, credem că Dumnezeu are un plan înalt, un plan măreț pentru fiecare, ce-i drept de multe ori ne ia prin surprindere, dar privind prin credință, știm că El ceea ce face, face bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.